Eu cred că este foarte important să lucrăm pe conștientizare. Nu, nu putem să-i constrângem pe oameni să facă anumite lucruri pe care nu vor să le facă, fiindcă nu le înțeleg. Și așa este și cu vaccinarea. Trebuie să aprofundăm, să îmbunătățim campania de vaccinare. Asta este, fiindcă pandemia nu s-a terminat. De asta. De fiecare dată când fac declarații, spun românilor să se vaccineze. Este foarte, foarte important ca să prevenim un nou val, ca să prevenim răspândirea acestui virus. Însă, interdicții neexplicate în această etapă, după părerea mea, nu, mă, nu ne duc foarte departe. Și chiar dacă este posibil să se introducă anumite restricții pentru persoane nevaccinate în locuri neesențiale, cum se spune, nu știu, restaurante, cinematografe și așa mai departe, asta nu rezolvă problema, rezolvă doar probleme punctuale. Problema se rezolvă prin vaccinarea în masă. Pe de altă parte, noi suntem acum deja în al doilea an de pandemie. Nu pot să accept măsuri care duc la discriminări. Nu putem să învingem pandemia prin discriminare. Noi putem să învingem pandemia prin vaccinare. Este destul de simplu de spus, este mai complicat de realizat. Însă, repet, vaccinul este disponibil la liber de câteva luni de zile deja și. Oamenii trebuie să înțeleagă că noi am ajuns aici în faza în care avem puține cazuri și datorită vaccinării și dacă vrem să rămână așa, atunci vor trebui mult mai mulți români să meargă să se vaccineze. Altfel, este evident că vom avea valul 4, așa cum a apărut deja în țările din vestul Europei și valul 4 trebuie să o spunem respicat este valul care se întinde între cei nevaccinați. Știu că ați citit articole, ați auzit că și persoane care au fost vaccinate au fost depistate pozitiv. Așa este, dar ei nu fac boala. Deci ei sunt depistați pozitiv, dar nu fac boala cu simptome grele, rare, foarte rare cazuri care ajung la spital. Deci vaccinarea inhibă dezvoltarea bolii. Și este vital acest lucru și atunci ca să vă răspund subline, vaccinați-vă! Bună ziua, domnule președinte, Iulia Pet cu știrile TV, Vorbiți despre vaccinare, dar pe de altă parte o parte dintre guvernanți vorbesc de cei de la USR, de domnul vicepremier Dan Barta și de ministrul sănătății care au atras atenția că numai stimulând oamenii prin campanii de tipul tombolelor sau de tipul unor vouchere asemănătoare celor pe care le primesc donatorii de sânge, ar putea să se um, anime această campanie și să crească interesul oamenilor De aceea vă întreb dacă dumneavoastră susțineți astfel de beneficii care, într-adevăr, au creat discuții legate de discriminare, și dacă susțineți uh, obligativitatea vaccinării pentru anumite categorii de persoane vulnerabile sau pentru profesori, medici, așa cum se întâmplă în unele țări. Este o discuție care. Uh... Va fi din ce în ce mai intensă și la noi, dacă anumite categorii trebuie obligate să se vaccineze. Eu cred, de exemplu, că este inacceptabil ca personal medical să nu fie vaccinat, fiindcă oamenii se duc cu încredere la spital ca să se facă bine și atunci vă dați seama dacă de acolo ia virusul, omul a obținut exact opusul la ce s-a așteptat și la noi, mare parte din. Sistemul de sănătate se face pe banii contribuabilului. Deci, eu, dacă merg la spital și contribui, mă aștept acolo să fiu tratat ca să plec mai sănătos de acolo decât am venit, nu să mă duc la spital și să plec de acolo bolnav. E, e o logică destul de simplă. Este însă foarte complicat că sunt oameni care din vari motive medicale nu pot fi vaccinați și așa mai departe. Însă, chestiunea trebuie discutată și la modul de răspundere a societății, răspunderea persoanei. Am avut mai multe discuții cu, cu medici, cu personal medical în ultimele luni de zile, am făcut și relativ multe vizite și am întrebat. Adevărul este că în jur de 90% din personal medical este vaccinat. Deci deja suntem într-o zonă în care discuția devine mai degrabă teoretică decât practică. Și cei care nu sunt vaccinați, de obicei nu sunt medici sau asistente, este alt personal auxiliar care încă nu a înțeles foarte bine importanța acestor proceduri. Uh, dar uh, dacă guvernul uh, vrea să vină cu o campanie de, uh, de tip uh, premiu, premiu, loterie sau orice altceva și imaginează, uh, dacă dă rezultate este bine. Uh, însă trebuie să vedem uh, la ce costuri. Că deja vaccinul este gratuit, procedura de vaccinare este gratuită, centrele de vaccinare sunt gratuite. Uh, Undeva trebuie să zicem ok, putem să le dăm ceva de încurajare, dar uh, lucrurile trebuie să rămână într-o zonă a, a rezonabilității. Studenților li s-a transmis de la cele mai bune universități din țară că vor fi condiționați uh, la cursuri uh, de vaccinare sau testare periodică în Accesul în cămine se va face pe vaccinare sau testare periodică. Doar 25% din cursuri vor fi online din toată curicula. Deci cine practic nu respectă aceste reguli nu se poate întoarce la universitate. Avem probleme și la nivel local cu pregătirea pentru noul an școlar în plină pandemie chiar în capitala României. Se vorbește despre lipsa dezinfecției în școli. Dacă în discuțiile dumneavoastră privind România educată Ați reușit să vorbiți cu cei responsabili, în special cu Ministrul Educației, despre un plan care trebuie anunțat din timp, uh, și având în vedere eșecul examenelor de anul ăsta după un an de online. Dați-mi voie să vă spun că eu nu aș vorbi despre un eșec al examenelor. Examenele s-au desfășurat în format fizic, uh, și examenul de la final clasa 8. -a, și bacalaureatul, rezultatele au fost bune. Singurul eșec a fost la titularizare, care probabil are niște explicații pe care le aștept și eu cu mare interes de la ministrul Educației. însă este clar, școala online nu poate înlocui școala în școală, deci în format fizic, decât pe anumite perioade scurte. Noi nu suntem acum la începutul pandemiei. Eu vreau să cred că suntem spre sfârșitul pandemiei și toată lumea știe între timp ce măsuri sunt rezonabile, ce se poate face și cum se poate gestiona pandemia. Noi am gestionat-o și când n-am avut vaccin și am început școala în format fizic și a mers bine până când valul 3 ne-a obligat să trecem în online. Deci lucrurile nu sunt nici noi, nici necunoscute. Dacă este adevărat ce ziceți: că în anumite școli nu sunt materiale dezinfectanți, poate ar trebui schimbat directorul. Uh, oricine uh, răspunde de o uh, instituție publică știe între timp care sunt măsurile de igienă, cum se tratează și lucrurile momentan sunt în zona verde, ca să mă exprim așa. Sigur, avem o creștere a numărului de infectări, dar suntem departe de un val mare. Sper să rămânem așa departe, mai ales dacă ne vaccinăm. Uh, și atunci uh, declarația ministrului mi se pare logică. Adică toată lumea să-și facă treaba, să existe dezinfectant, unde există anumite suspeciuni să se facă testări, să fie încurajați oamenii să se vaccineze și să începem și școala și anul universitar, în format fizic, și sper să îl și terminăm așa. Dacă, încă o dată, dacă totuși apare valul 4 mai intens, atunci sigur se vor lua măsuri, așa cum s-au luat și în anul trecut. În funcție de incidența în fiecare localitate, se vor trece școlile pe uh, diferite formate, jumate la școală, jumate. Deci nu este nimic nou. Mă surprinde când îi aud pe unii care vor să-și dea importanță că întreabă de scenarii. Ele sunt arhicunoscute. Sunt cele cu care am gestionat pandemia aproape 2 ani. Deci despre ce vorbim aici? Nu știu ce Consiliu v-a întrebat așa ceva. N-are decât să pună mâna pe ziar și să vadă cum a făcut anul trecut. Ați vorbit despre importanța vaccinării și i-ați îndemnat pe români în repetate rânduri să meargă să se vaccineze. Considerați că în momentul de față există suficiente persoane vaccinate pentru ca efectele valului 4 să fie diminuate? Probabil NSP-ul poate să vă răspundă mai exact la această întrebare. Eu cred că trebuie să mai lucrăm pe campania de vaccinare ca să fim protejați de valul 4.